Demonstrație. Comportamentul pasiv, asertiv, agresiv. O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală clasa 7. Astăzi vă voi demonstra diferențele dintre comportamentul pasiv, asertiv și agresiv atunci când avem de rezolvat o problemă. Să ne amintim pentru început care sunt diferențele dintre cele trei tipuri de comportament. După cum am aflat în resursa cu titlul Comportamente pasive, asertive, agresive, pasiv înseamnă să eviți conflictele, să te gândești în primul rând la ceilalți și să-i lași pe ceilalți să aleagă în locul tău, să nu spui ce te supără, să nu cer celorlalți nimic. Asertiv înseamnă să folosești puterea cuvintelor să discuți cu ceilalți problema cu care te confrunți astfel încât să găsiți soluții, să-ți exprimi emoțiile și părerile pe un ton calm, fără să jignești și fără să încalci drepturile tale și ale celorlalți. Comportamentul agresiv înseamnă că atunci când întâmpini o problemă, ești furios, strigi, te bați, susții că doar tu ai dreptate, îi acuzi și îi critici pe ceilalți, nu-ți pasă de sentimentele și de drepturile celorlalți. Să începem demonstrația noastră. Pentru început avem problema. Problemele sunt aici, în cutia mea. Vom pune probleme aici, în borcanul cu pasivitate. Vom pune probleme și aici, în borcanul cu asertivitate. și vom pune probleme și în borcanul cu agresivitate. Toți ne confruntăm cu probleme de toate felurile pe parcursul unei zile. Ni se atrage atenția cu privire la efectuarea temelor, la timp, păstrarea ordinii în cameră, problemele pot apărea și atunci când trebuie să ajungi la o întâlnire însă întârzii, atunci când profesorul te scoate la tablă să efectuezi un exercițiu pe care l-ai avut ca temă, însă tu nu ți-ai făcut tema, și exemplele pot continua la nesfârșit. Cum reacționăm în asemenea situații? Experimentul nostru te va face să înțelegi mai bine diferențele legate de modul în care reacționează cei care au un comportament pasiv, asertiv și agresiv. Primul lucru pe care îl avem de făcut este să încercăm să dizolvăm problema. După cum puteți vedea, avem probleme în fiecare borcan și vrem să le facem să dispară. Vrem să le rezolvăm. Prima dată ne vom ocupa de comportamentul pasiv. Avem borcanul cu probleme și comportamentul pasiv. Dacă tratăm problemele pe care le întâmpinăm cu un comportament pasiv, observăm că nu se întâmplă nimic. Pentru că cei care au un astfel de comportament, nu fac nimic nu reacționează nu spun nimic pentru a nu-i supăra pe ceilalți preferând să suferă ei în tăcere comportamentul pasiv ne rezolvă problemele nu el nu funcționează și nu ne ajută să vedem ce se întâmplă atunci când manifestăm un comportament agresiv aici sunt problemele la care vom adăuga comportamentul agresiv. Priviți cu atenție ce se întâmplă. Comportamentul agresiv, furia, țipetele și bătaia, insensibilitatea față de sentimentele celorlalți, au făcut ca problemele să se complice, să crească, să fie din ce în ce mai mari. Să verificăm dacă problemele s-au rezolvat. Voi ce părere aveți? Ei bine, problemele sunt tot acolo. Nu au dispărut, ba din potrivă, s-au agravat. Așadar, nici comportamentul agresiv nu este o soluție care să ne ajute să ne rezolvăm problemele. Ultima noastră șansă, ultima modalitate la care putem apela pentru a ne rezolva problemele este comportamentul asertiv. Să luăm, deci, problemele. Și să adăugăm asertivitatea. Să vedem ce se întâmplă. În primul rând, este foarte important să observăm că problemele încep să se dizolve. Nu se complică, nu devin mai mari, nu explodează. Dacă vom adăuga și puterea cuvintelor și vom discuta o vreme cu calm, și cu răbdare, încercând să aflăm soluții, dacă vom asculta și părerea celorlalți, fără să jignim, fără să lovim sau să încălcăm drepturile acestora, vom observa că, dacă acordăm suficient timp, problemele se vor liniști. Ele vor începe să se risipească și chiar să dispară. Să recapitulăm. Comportamentul pasiv este atunci când nu faci nimic și nimic nu se schimbă. Problema nu se rezolvă, ea rămâne la fel. Comportamentul agresiv face ca problema să se complice, să crească, iar rămânând tot acolo. Deci, agresivitatea nu este soluția pe care o căutăm. În schimb, comportamentul asertiv, discutarea problemelor, calmul, răbdarea, uneori compromisul, este ceea ce ne poate ajuta cu succes să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm în viață, nu comportamentul pasiv și, sub nicio formă, comportamentul agresiv. Sper că v-a plăcut demonstrația de astăzi, și cu ajutorul ei. Ați înțeles mai bine care sunt diferențele între comportamentul pasiv, asertiv și agresiv. Așadar, dragii mei, comportamentul care ne ajută să ne rezolvăm cu succes problemele este asertivitatea. Fiți și voi asertivi.